Salut, prieten, Valentin aici. Revin cu un video despre drona mea Mavic Pro. Astăzi vreau să vă arăt principalele componente. Uitați, aceasta este geanta. Da? Și în ea, după cum observați, este foarte încăpătoare. Are foarte multe buzunare. Un buzunar aici, unde puteți introduce fel și fel de accesorii. Un buzunar aici. Da? Un buzunar aici. Ok, se pare că mi-a căzut clema aceasta. Și aceasta este drona. Aici avem telecomanda. Și aici mai avem un set de încă 3 baterii. După cum observați, aici avem niște două buzunare, două compartimente foarte încăpătoare. Un buzunar adânc unde îi introduc drona și două buzunare. Acest compartiment pentru telecomandă, acest compartiment pentru bateria suplimentară și, surpriză, mai avem posibilitatea să mai introducem încă două baterii. Una, două. Okay. Le scoatem aici la prezentare. Și pachetul meu este format din 3 baterii, da? Plus bateria principală, 4 baterii, telecomandă și aici acest buzunar, dacă și reușesc să-l deschid, da? Mai avem un cablu de conexiune între telecomandă și telefon. Ok, aici mai avem un cablu de transfer de date. Da? Este USB la tip C. Și aceasta în sine este drona. Pe care am să încerc să o desfac. Da? După cum observați, brațele sunt portabile și pliabile. Da? Și așa arată desfăcută. Bun, am să și întorc. Da, să-i vedeți și partea de jos și am să vă explic fiecare componentă aparte. Vă rog să faceți abstracție de felul cum arată, e trecută pe multe războaie. Da? Aici avem o cameră și încă una, deci două camere. Aceste camere sunt responsabile cu poziționarea ei, deci practic prin aceste camere ea scanează pământul și oferă o poziționare mult mai bună la aterizare și decolare. Acestea două sunt două sonare cu rolul de a scana pământul. Aici avem un capac gimbal protector. Da? Aici pur și simplu avem o clemă pe care este recomandat să o, să o puneți în momentul când transportați drona. Deci practic această clemă asigură menținerea într-o poziție foarte hai să spunem ok a camerei, da? Nu permite acestea să se miște. Okay. Aceasta este drona în sine. În partea din față, sper să și vadă, avem doi senzori. Eu să o ridic. Avem doi senzori ca doi ochi. Acești senzori se numesc senzori de proximitate. Pur și simplu cu acești senzori, drona poate evita obstacolele care vin în calea ei. Camera este o cameră 4K care poate filma maxim 30 de cadre pe secundă. Are un sistem de rotație pe 3 axe. Motoarele sunt motoare fără perii. Are niște motoare foarte puternice. Elicele pe care le am momentul de față pe ea sunt elice low noise. Da? Asigură un zgomot foarte, foarte mai mic decât elicele originale. Aceasta este bateria. Pentru a o porni, acum spun pentru începători, nu pentru cei avansați, pentru a porni apăsați o dată și a doua oară țineți apăsat până când cele patru LED-uri rămân aprinse. Ea și va face o inițializare.
și a camerei, bineînțeles. Și după cum auziți un sunet, după ce se termină acest sunet, înseamnă că sunteți în regulă și ea s-a pornit. Ok, aici avem telecomanda. Da. Aceasta se poate porni de la acest buton. Tot așa, apăsăm o dată și a doua oară ținem apăsat. Se conectează. Bun, în momentul de față a intrat în modul Opti, mod, și își caută numărul de sateliți. Da? Aici avem nivelul de încărcare al acumulatorului telecomenzii, nivelul de încărcare aici al bateriei dronei, modul în care se află. Deja în momentul de față am trecut în modul GPS, deci avem sateliți. Și aici diverse instrucțiuni pentru cât de privința vizibilității, înălțimea și distanța la care ea se află. Bun, pentru a se conecta trebuie neapărat să conectăm telefonul la telecomandă prin acest USB. Două secunde. E mai greu când filmez de unul singur. Aici avem un port USB, da? Și prin acest port de USB putem conecta telefonul la telecomandă. Da? Și implicat să intrăm în aplicația DJI Pro, DJI Go 4, scuze. Aceste două suporturi de telefon sunt foarte, foarte bune pentru că vă stabilizează telefonul și este aproape imposibil să cadă. Aici avem cele două joystick-uri principale. Unul este responsabil cu avansarea dronei, da? În față, în spate, stânga, dreapta. Și unul este responsabil cu ascensiunea și respectiv coborârea ei. Și bineînțeles, rotația în jurul propriei axe. Aici avem butonul Return to Home. Da? În momentul când drona pierde semnalul sau când doriți voi să se întoarcă, apăsați pe acest buton. Aici avem un buton de pauză, respectiv play, în momentul când filmați și doriți, să zicem că nu aveți telefonul conectat și doriți să întrerupeți filmarea video sau foto, pur și simplu apăsați pe acest buton. Acest buton este responsabil cu fel și fel de setări ale camerei. Vă rotește vouă camera în plan orizontal și vertical, după dorințe. Aceste două butoane de pe spate sunt customizabile, puteți selecta ce funcții doriți din aplicație. Păi, cam asta ar fi accesorile principale. Dacă v-a plăcut video-ul meu și vă considerați că vă este util, nu uitați like, share și subscribe la canalul meu de YouTube și să-mi spuneți ce video doriți să mai efectuez care să vă fie vouă de folos. Până data viitoare, vă salut! Sănătate și încă o dată la mulți ani să fiți iubiți. Ciao!